Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un nou sezon de deșteptarea. E o zi de marți, revine și arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Neața. Cătălin. Dimineața, fiind așa, început de sezon, am decis să oferim oamenilor un subiect care să mai disloce ceva din, poate din pesimism, din inerție, și să înlocuim cu un pic, să oferim un pic de speranță și să ne oferim și noi un pic de speranță. Am intuit așa, mi s-a părut încă n-ați început sezonul, încă nu sunteți încă în maximul forței voastre. Nu dar cred timp, că spui asta. Da? Păi, acum n-a. Nici maximum, turație maximă, ce să zic, chiar înainte de a veni, practic, de sâmbătă suntem. Da. Mă leg și eu, încerc să caut asemănări cu alți oameni din jurul meu. Așa. Am făcut o cameră ascunsă la Libertatea. Adică un jurnalist s-a dus într-un loc care a stârnit indignarea României acum fix o lună de zile, mai exact pe 31 iulie 2023, când în aceea zi, în Spitalul Municipal din Urziceni, s-au întâmplat două lucruri care au dus la înlocuirea managerului, dar mai ales la, cum să spun, la un val de indignare al opiniei publice, și anume o femeie de 24 de ani, surdo-mută, a fost refuzată să nască în spital și a dat naștere unui copil nu în spital cum trebuia, ci lângă intrarea din Spitalul Municipal Urziceni, pe pavaj, pe asfalt. Probabil că vă amintiți cazul. Da. Avea 24 de ani, era de etnie romă și era surdomută, dar n-a venit singură la spital, era însuțită de mama ei și n-a găsit înțelegere. Au vrut să o trimită la un alt spital unde își născuse primii doi copii, la Slobozia, și n-a apucat să mai ajungă acolo, a născut pe asfalt, în fața Spitalului Municipal Urziceni, acela spital unde, pe aceeași linie medicală de gardă, în aceea zi, un bărbat de 32 de ani a venit la consult, a acuzat dureri puternice în piept, a fost refuzat și el, a fost consultat, ca să fie exact, și s-a stabilit că nu are nimic grav și a murit câteva ore mai târziu în brațele soției, nu în spital. Și colega mea, Maria Andrieș, a avut cu această curiozitate, hai să mergem la spitalul din Urziceni, la o lună, practic, după cele întâmplate. S-a schimbat managerul, să vedem ce s-a mai schimbat, dacă s-a mai schimbat lucrul pe acolo. Spun că oferim un rezultat pozitiv, pentru că așa a ieșit, nu știam. Chiar nu știam dacă se poate schimba atitudinea medicilor dintr-un spital și personalului, în general, nu doar medicilor, în doar o lună de zile. Înainte de orice, oamenii, ca să fim foarte sinceri, la un astfel de subiect, există această întrebare permanentă. Deci tu, ca jurnalist, trebuie să-ți referi corect identitatea, că ești jurnalist când vorbești cu autoritățile. Și nu numai cu oricine vorbești, cu un om, trebuie să-i spui, eu sunt jurnalist, astfel încât el să știe că poate să ajungă ce vorbește cu tine la alți oameni prin intermediul presei. Când nu faci asta, nu e în regulă, că cumva folosești statutul tău de jurnalist ascunzându-l, pitindu-l. Și atunci ne-am gândit ce facem, că merge la spital, se dă pacient, dar asta are două probleme. Unul, că practic oamenii nu știu, medicii, ceilalți pacienți, că omul e ziarist și că a venit acolo ca să relateze, ceea ce nu e corect. Și doi, mai e încă o discuție interesantă, că totuși te duci la un spital și cumva dându-te pacient, dar tu neavând o problemă reală, iei din resursele spitalului. Poate sunt oameni la coadă, prea mulți și tu te ajungi. Da? Da, corect. E o discuție pe care o mărturisim sincer oamenilor, că am avut-o în redacție. E bun, și am zis ok, dar interesul public de a merge acolo și de a afla efectiv ce se întâmplă, că la vizite, între ghilimele oficiale, când vin politicienii, notabilitățile orașului... Dacă îmi permit să-ți fac o sugestie, data viitoare faceți o echipă de zugravi sau de electricieni sau de fochiști care merg prin holuri, că pe ăștia nu-i bagă nimeni niciodată în seamă, și omul cu o scară în spate sau cu trusa de scule intră peste tot, îți garantez. Bună idee. Problema că luați astfel de soluții, nu te consultă medicul, nu interacționezi direct cu medicul, dar e o crumă bună idee, și mai ales oamenii cred că sunt trimiși de o firmă, firma acasă, deci nu te deranjează nimeni. Da. Bun. Cum am rezolvat problema? Asta e totuși interesul public de a vedea ce s-a întâmplat la o lună, când viața oamenilor a fost amenințată de către activitatea și organizată în acest spital acum o lună, e foarte mare.
și am ales-o să se meargă noaptea, când linia de gardă nu era de aglomerată și nu era coadă. Practic asta a fost soluția. Colega mea a fost acolo, materialul vedeți filmat în libertatea.ro, dar dincolo de asta, foarte interesant este că ea relatează că atitudinea oamenilor și chiar într-o noapte, când nu se așteptau să fie vizitați de cineva sau așa, deci nu știau că e o cameră pe ei, a fost foarte, foarte în regulă. Nu doar a medicilor care au consultat-o pe ea, care au făcut analizele imediat, setul de analize, ci și a celor din jur. Că e foarte important în spitale, noi uităm. Asistente, infirmieri, infirmiere, chiar și bodyguards, toată zona asta medicală, medie și nu numai, infrastructura spitalului este foarte importantă pentru... Da. Bun. Da. E bine că există, uite, și știri bune. Măcar atât. Te așteptăm săptămâna viitoare să vedem dacă te ține. Pe mine nu știu dacă o să mă țină, vom vedea săptămâna viitoare, dar sperăm să-i țină pe cei de la spitalul din Urziceni. E vital să vadă oamenii că totuși presa relatează și atunci când, să zicem, nu găsește neapărat și ar imagina că va găsi acolo. Da, pare că atitudinea spitalului s-a schimbat și oamenilor de acolo într-o lună de zile, ceea ce e foarte bine. Mulțumim frumos! Mulțumim, Cătălin Tolontan! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.